În numele Domnului Hristos deschidem serviciul divin cu imnul 453. E timpul marii treziri. Pentru meditația din această dimineață vom citi în Geneza 3 cu 15. Voi vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Să ne rugăm. Părinte Ceresc, în numele Domnului Hristos, venim să-ți aducem mulțumirile noastre, lauda noastră, pentru că ești un tată bun și iubitor. Îți mulțumim pentru grija părintească, îți mulțumim pentru Duhul tău cel Sfânt care ne-a îndemnat să venim aici și îți mulțumim pentru Domnul Hristos care s-a dat jertfă pentru noi. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul, te rugăm să binecuvintezi pe fratele pastor și să faci ca inimile noastre să fie sensibile, să primească cuvântul cu bucurie și să-l traducem în viața noastră zilnică. Amin. Îți mulțumim și te lăudăm în veci. Amin. Amin.
Pacea Domnului Iisus Hristos! Către cei ce ne urmăresc de oriunde, vă rog să primiți salutul Bisericii din Loma Linda și faptul că așteptăm în curând să fim împreună la Marea Zi a Revenirii Iisus Hristos. Vrem să vă spunem că și noi luptăm pentru momentul acela ca și dumneavoastră. Suntem frați în aceeași luptă, în aceeași mărturisire, dar mai ales în aceeași mântuire a Domnului Iisus Hristos. Bun venit oaspeților, bun venit celor ce sunt de-ai casei, este o zi de vară, concediile au început, își au locul lor și se simt între noi. Domnul să îi însoțească pe cei ce sunt departe și pe cei ce sunt aproape. În dimineața aceasta vă invit să începem un studiu nou despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Este un subiect uluitor, extrem de frumos, extrem de angajator, dar mai ales extrem de necesar pentru noi. Pentru că nu cred că avem nevoie mai mult în zilele noastre de altceva decât de lucrarea Duhului Sfânt, de înțelegerea ei și de aplicația ei în viața noastră. Înainte să începem dezbaterea noastră însă, aș vrea să înțelegem toți împreună. Lucrarea Duhului Sfânt nu va eclipsa niciodată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Noi înțelegem lucrarea Duhului Sfânt prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel ce ne descoperă pe Tatăl și de asemenea cel ce ne descoperă lucrarea Duhului Sfânt este Domnul Iisus. Acestea fiind spuse, vă invit să trecem repede la studiul nostru și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la primul text pe care vi-l propun, și anume Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Text foarte cunoscut. Acum vă rog dumneavoastră să mă ajutați pe mine cu câteva indicații. Cine a spus cuvintele acestea? Adică cine? Domnul Iisus Hristos era acolo. Era acolo. Se ocupa de lucrul acesta. Când a zis, vrăjmășie voi pune între tine, spre cine a arătat Domnul Iisus? Spre cine? Satana nu era acolo. Spre șarpe, da? Deci, încă o dată, voi pune vrăjmășie între tine și arătați spre șarpe. Și femeie și arătați spre cine? Spre cine? Spre Eva, da? Imaginați-vă, vrăjmășie voi pune între tine, șarpe și femeie și arătați spre Eva. Între sămânța ta și arătați spre cine? Spre șarpe, mulțumesc. Și sămânța ei și arătați spre Eva. Fraților, unde e conflictul? Între cine și cine? Între Eva și șarpe. De ce? Cu câtva timp înainte, șarpele o distrusese pe Eva. Eva era sub imperiul acestei tragedii. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Eva, tu vei fi răzbunată. Lucrurile vor fi puse la loc. Cel ce ți-a făcut cel mai mare rău, acest vrăjmaș va fi zdrobit de tine, pentru că textul continuă. Aceasta îți va zdrobi capul și Domnul Iisus Hristos a arătat spre cine? Auziți, aceasta îți va zdrobi capul și a arătat spre Eva și tu îi vei zdrobi călcâiul și a arătat spre șarpe. Ce înțelegem noi din această vrăjmășie, dragii mei? Ce înțelegem? Luptă, mulțumesc. Ce înțelegem? Înțelegem esența mântuirii. Prima făgăduință fantastică pe care Dumnezeu a făcut-o istoriei noastre a fost ideea de vrăjmășie. Și acum vă invit media să mă ajute cu primul citat pe care îl avem, pentru ca să vedem puțin cum se clarifică lucrurile.
Da. Când a auzit că între el, adică între cine? Șarpe și femeie. Între sămânța lui, adică între cine? Sămânța lui Satan și sămânța ei, adică cine? Adică cine? Domnul Iisus Hristos. Adică între Satan și Domnul Iisus Hristos va exista vrăjmășie. Satan a știut că lucrarea lui de stricare a naturii omenești avea să fie întreruptă. Adică, frații mei, a fost un moment în care Satan a crezut că prin amăgirea femeii și a bărbatului, deci prin amăgirea omului, el va avea control absolut asupra omului. Așa a crezut. De acum încolo ăștia sunt ai mei și îi voi folosi ca un soi de armament împotriva lui Dumnezeu. Sunt ai mei. Când a auzit despre vrăjmășie însă, el și-a dat seama că lucrarea lui, planul lui, strategia lui va fi întreruptă și că prin unele mijloace omul avea să fie făcut în stare să reziste puterii lui. Întrebarea mea este, care sunt aceste mijloace? Care sunt aceste mijloace prin care omul avea făcut să reziste puterii lui? Evident, vorbim de toată lucrarea Domnului Iisus Hristos făcută în universul acesta, așa nume, ispășirea, răscumpărarea, înfierea neamului omenesc. Toate sunt mijloace făcute în cer pentru ca omul să fie reprimit acolo și de asemenea reprezintă baza juridică pentru ca omul să fie smuls de sub puterea lui Satan. Toate acestea sunt însă exterioare. Vreau să vă întreb, sunt suficiente? Ar fi fost suficient ca lucrarea lui Dumnezeu să fie o lucrare exterioară ființei umane? Nu. Și atunci mai este nevoie de o lucrare interioară. Lucrarea aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos pregătește cerul, pregătește condiția exterioară nouă, pregătește și pământul acesta, dacă vreți, prin biruirea forțelor celui rău și prin declararea lui Satan ca fiind vrăjmaș înfrânt. Dar nu-i destul. Tot Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea sa, a prevăzut o altă putere care să lucreze și în interiorul ființei umane. Și acesta este Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, cum ați numi relația dumneavoastră cu Duhul Sfânt? Cum este Duhul Sfânt față de noi? Dați-mi un termen. Cum îl numiți? Dumnezeu, Duhul Adevărului, mulțumesc. Dați-mi voie să împrumut o idee mai veche a scriitorilor și a comentatorilor planului mântuirii. Dați-mi voie să-l numesc prieten. Prietenul pământenilor. Prietenul meu. Prietenul tău. Domnul Iisus Hristos a hotărât ca Duhul Sfânt să ne fie ajutor în nevoile noastre, în slăbiciunile noastre, așa cum un prieten este ajutor prietenului lui. Auziți? Romani 8:26. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne ajute în slăbiciunile noastre, pentru că noi, cu de la noi putere, nu știm nici măcar să ne rugăm, adică nici măcar să zicem, Doamne, scapă-mă, nu sunt în stare fără prezența Duhului Sfânt, fără lucrarea Duhului Sfânt. Vă imaginați câtă nevoie avem de Duhul Sfânt? Și în același timp, ce ajutor extraordinar este Duhul Sfânt. Fraților, dacă El ne este prietenul și ajutorul,
mă aștept foarte serios ca Satan să încerce să întoarcă lucrurile exact cu susul în jos aici. Și într-adevăr, Satan reușește să facă lucrul acesta atunci când majoritatea oamenilor, în loc să simtă Duhul Sfânt ca un prieten, îl simt ca un vrăjmaș. Vă rog să observați, Dumnezeu a vrut ca vrăjmășia să fie între om și Satan. Între om și păcat. Între Domnul Iisus Hristos și Satan și păcat. Satan însă vrea să mute ideea de vrăjmășie și să o ia dintre el, de la locul dintre el și om, și să o pună unde? Unde ar vrea Satan să fie vrăjmășia? Între om și Duhul Sfânt. Fiți atenți. Isaia 63 cu 10. Dar ei au fost neascultători, au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Iată Duhul Sfânt că acționează, sau cel puțin că este perceput de către ființa umană cum? Ca vrăjmaș. În loc să fie perceput ca prieten, este perceput ca vrăjmaș al omului. Și omul l-a perceput pe Duhul Sfânt că a luptat împotriva lor. Adică în loc să-mi aducă fericire, în loc să-mi aducă bine, Duhul Sfânt e ăla care mi-aduce numai rău. Este percepție umană, deteriorată, modificată. Este lucrarea celui rău. În loc să-l simți ca prieten, îl simți ca dușman. Ți se pare că Duhul Sfânt aduce în conștiința ta mereu și mereu ideea de vinovăție. Îți arată că ești vinovat, îți aduce aminte de păcatele tale, te mustră tot timpul, în loc să te lase liber. În loc să te lase liber. Dar nu uitați, fraților, mulțumesc, media mi-a pus din nou citatul acesta, nu uitați că acesta este mijlocul, adică mustrările acestea, intervenția Duhului Sfânt, acestea sunt mijloacele prin care omul este făcut în stare să reziste puterii lui Satan. Și chiar dacă îmi place sau nu îmi place, ăsta este calea. Metoda lui Satan a fost să facă ca omul să nu se simtă bine în prezența lui Dumnezeu. Să nu se simtă bine. Să simtă că prezența lui Dumnezeu îl sufocă. Simtă că prezența lui Dumnezeu îl încurcă să fie fericit. Să simtă că ar vrea mai bine să fugă decât să fie în prezența lui Dumnezeu. Ăsta a fost scopul lui Satan. A reușit? Da sau nu? Da sau nu? Cum ne simțim noi în prezența lui Dumnezeu? Noi, ca oameni păcătoși, cum ne simțim? Auziți, Matei 8:29. E vorba de demonizații din Gadara. Când se apropie de Domnul Iisus Hristos, demonizații din Gadara strigă: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? E foarte interesant. Cum se simte omul în prezența lui Dumnezeu? Chinuit. Chinuit. E normal ca în situația asta omul chinuit să zică: plec de partea de fața lui Dumnezeu? E normal? E normal ca și efect, nu e normal ca necesitate. Omul n-ar trebui să fugă de Dumnezeu, dar dacă nu se simte bine în prezența lui Dumnezeu, omul tinde să fugă. În aceeași situație, Matei 8:34, 5 versete mai departe, se spune cum l-au văzut oamenii din ținutul Gadara, l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece din mijlocul lor. Adică de ce, frații mei? N-ar fi trebuit să zică: Doamne, ne-ai scăpat de doi demonizați, ai scos demonii, ne-ai scăpat și de porci, ne-ai scăpat de toate lucrurile. Rămâi, Doamne, cu noi. Nu. Nu. Ei l-au rugat să plece. Este strategia celui rău și se pare că strategia asta funcționează. Oamenii zic: pleacă, Doamne, n-avem nevoie de tine.
Luca 5:8. După pescuirea minunată, Petru, în corabie, îi spune Domnului Iisus Hristos: pleacă de la mine că sunt un păcătos. Șansa lui Petru a fost că, în timp ce zicea pleacă de la mine, s-a agățat de Domnul Iisus Hristos. Ăsta este paradoxul credinței. Că deși simți că ești vinovat și că nu meriți să stai în prezența Domnului Iisus Hristos, simți că totuși fără El nu poți trăi. Și atunci apare acest paradox al pleacă de la mine, Doamne, dar rămâi cu mine, Doamne. Rămâi cu mine, Doamne, pentru că ești singurul care îmi dai viață. Strategia lui Satan. Cain, Geneza 4:16, spune că a ieșit sau a fugit de la fața Domnului. Vreau să vă întreb, s-a mai întors vreodată? Asta e o problemă. Cum poți să fugi de prietenul tău și să nu te mai întorci niciodată? Și asta este capodopera celui rău. Înainte ca acest Cain să fugă, înainte de asta a fost Adam, care a avut același reflex, vă amintiți? După ce a păcătuit, s-a ascuns. Este strategia lui Satan ca omul să nu se simtă bine în prezența lui Dumnezeu. Astăzi o lume întreagă nu se simte bine în prezența lui Dumnezeu. Astăzi o lume întreagă fuge de Dumnezeu pentru că simte că dacă vine în prezența lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, ceva îl sufocă. Apar remușcări, apare senzația sau simțământul că nu stă bine, simțământul de disconfort. Omul aproape că ar vrea să-și ceară iertare, apare necesitatea pocăinței și toate aceste lucruri nu sunt văzute și percepute bine de ființa umană. Mai degrabă fuge. Astfel că în Geneza 15:16, cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un moment în care nelegiuirea își ajunge vârful. Nelegiuirea amoriților, spune în capitolul respectiv, aștept, zice Dumnezeu, să-și atingă vârful. Încă n-a ajuns la culme, dar amoriții lucrau la această operă. În ce constă această operă? Păcat după păcat, păcat după păcat, se transformă într-un proces de luptă și de alungare a Duhului Sfânt. Rețineți păcatul. Vom reveni asupra lui imediat. Din cauza asta, la un moment dat, Sfânta Scriptură, vorbind despre lumea antediluviană, în Geneza 6:3, găsim următorul gând. Zice, Duhul meu nu va mai lupta cu omul. Vă observați? În timp ce omul îngrămădește păcat peste păcat, spre un vârf, punct culminant, în momentul când se ajunge la momentul acela, Dumnezeu spune, atunci Duhul Sfânt se retrage. Până atunci ce face Duhul Sfânt? În timp ce eu, tu sau alții sau lumea asta îngrămădește păcat peste păcat, Duhul Sfânt ce face? Zice că se luptă cu mine pentru ce? Că să nu mai îngrămădesc. Se luptă să nu mai fac treaba asta. El se luptă, omul firesc se luptă împotriva Duhului Sfânt prin îngrămădirea de păcat peste păcat, până când se ajunge la un punct critic, la un moment în care omul, Doamne ferește, câștigă și Duhul Sfânt pleacă. Duhul Sfânt pleacă. Fraților, este un proces care se regăsește în înțelegerea Domnului Iisus Hristos.
Vă aduceți aminte despre, vom reveni asupra acestui lucru, dar se spune despre Domnul Iisus Hristos că El este acela căruia Tatăl nu îi dă Duhul Sfânt cu măsură. Ce înseamnă asta? Tatăl nu îi dă Domnului Iisus Hristos Duhul Sfânt cu măsură. Ce înseamnă asta? Îi dă nelimitat. Este un limbaj apofatic. Autorul n-a putut să spună cât Duh Sfânt îi dă. Nu. Ci a vrut să-i spună, îi dă Duhul Sfânt în valoarea lui infinită. Asta a fost prezența Domnului Iisus Hristos și lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. La un moment. La celălalt moment este punctul în care ai auzit strigând Eli, Eli, lama, sabachthani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Distanța dintre momentul în care Duhul Sfânt vine în mod infinit asupra Domnului Iisus Hristos și momentul când Duhul Sfânt l-a părăsit pe Domnul Iisus, Eli, Eli, lama, sabachthani, sau cel puțin așa a simțit Domnul Iisus Hristos, drumul ăsta este drumul ființei omenești care se luptă pentru ca Duhul Sfânt să fie dat afară. În dimineața asta despre asta vom vorbi. Despre istoria asta a vrăjmășiei noastre împotriva Duhului Sfânt, pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi, pentru a înțelege unde suntem, pentru a înțelege de ce trebuie să ne pocăim, pentru a înțelege de ce avem atâta nevoie astăzi de Duhul Sfânt, pentru a înțelege. Inima omenească nu va cunoaște niciodată fericirea până când nu îi se va încredința lui Dumnezeu pentru a fi modelată de Duhul Sfânt, care face ca sufletul înnoit să semene cu modelul, adică cu Domnul Iisus Hristos. Puteți rămâne asupra acestor cuvinte. Inima omenească nu va cunoaște fericirea niciodată până când nu îi se va dedica lui Dumnezeu în întregime pentru a fi modelată de cine? De Duhul Sfânt. Vreți să cunoașteți fericirea? Predați-vă lui Dumnezeu. Lăsați-vă modelați de Duhul Sfânt. Până când vom semăna cu Domnul Iisus Hristos. Cine face lucrarea de semănare? Duhul Sfânt. Cine e modelul? Domnul Iisus Hristos. Prin influența sa, vrăjmășia împotriva lui Dumnezeu, care a generat-o Satan. Nu? Dumnezeu a generat o vrăjmășie împotriva lui Satan, dar și Satan a generat o vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Și acum zice, vrăjmășia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credință și iubire, iar mândria în umilință. Sufletul înțelege frumusețea adevărului, iar Hristos este onorat prin superioritatea și desăvârșirea caracterului. Our High Calling, pagina 151. Această lucrare nu constituie un impuls al naturii noastre. Nu o vom vrea niciodată prin puterea noastră. Nici o însușire a minții sau înclinația inimii, ci nevoia de a fi clipă de clipă sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu. Fraților, în timp ce noi vom studia această istorie a vrăjmășiei și a luptei împotriva Duhului Sfânt, vă rog frumos, țineți în minte acest citat. Țineți în minte aceste gânduri. Câtă nevoie avem de Duhul Sfânt și în același timp cât de mult noi luptăm împotriva Duhului Sfânt. Uneori, avem impresia că pocăința noastră are de-a face doar cu niște elemente morale, adică îmi pare rău că am mințit. Nu voi mai minți de acum înainte. Fraților, nu trebuie să rămânem la nivelul ăsta superficial. Pocăința noastră trebuie să fie o pocăință legată de Domnul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt ca persoane care au fost rănite de noi. Pe care le-am îndepărtat noi. Astfel încât am rămas singuri și ne facem de cap. Și chiar dacă suntem pocăiți,
frații mei, dacă pocăința mea și pocăința ta n-a avut de a face cu persoana Duhului Sfânt și cu persoana Domnului Iisus Hristos și cu persoana Tatălui, dacă n-am rezolvat problema aceasta la un nivel foarte personal, noi n-am înțeles nimic din pocăință. Ce, că m-am supărat eu sau că m-am întristat eu că am mințit și că te-am supărat pe tine? Bine ai făcut. Dar asta se întâmplă cu toată lumea. Și care sunt creștini și care nu sunt creștini. Dar cine este întristat pentru că l-a întristat pe Duhul Sfânt? Cine? Fraților, procesul decadenței sau decăderii ființei umane este spectaculos. Repet, de la nivelul acela de plin de Duhul lui Dumnezeu, fără măsură, așa cum era în grădina Edenului și așa cum a fost și Domnul Iisus Hristos când a venit la noi, noi am ajuns jos de tot, atât de mult încât ființa umană aproape că ar putea striga, nu în totalitate, dar aproape ar putea striga Eli, Eli, lama sabachthani. Și dacă ar striga, ar fi extraordinar. Și dacă ne-ar păsa, ar fi șansa noastră. Problema este că, deși aproape că am ajuns la momentul în care Duhul Sfânt se retrage treptat, dar sigur, din istoria noastră și de pe pământul nostru, pământul nu strigă Eli, Eli, lama sabachthani. Domnul Iisus Hristos a strigat, pământul însă nu. Pe noi nu ne doare această pierdere. Se pare că nici nu o simțim, se pare că încă nu o înțelegem. Înțelegem noi ce pierdem? Cain. Cain este exemplul numărul 1 de pierdere a Duhului Sfânt. Haideți puțin să fim atenți cum s-a întâmplat la el. Geneza 4, cu versetul 7. Dumnezeu vorbește cu Cain și îi zice: pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Spune versetul 6. Cum vi se pare? Nu e ca un prieten? Haideți, spune, de ce e supărat, omule? De ce e cu tine? Revino-ți! Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu? Și spune înainte să facă păcatul, îi spune: mă, te rog eu frumos, uite, ești gata să calci în străchini, dar poți să nu calci, poți să stăpânești păcatul. Și lucrul ăsta se întâmplă înainte ca fiecare dintre noi să realizeze un păcat în viața lui. De fiecare dată conștiința prin Duhul Sfânt și spune: fii atent, ești pe punctul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, vrei să-l faci, oprește-te, stăpânește-te. Și Domnul, prin Duhul Sfânt, prietenul tău și prietenul meu, stă de vorbă cu tine. Ți-aduce aminte? Și acum ce faci? Ce faci acum? Asculți? Dacă asculți, ți-e prieten. Dar dacă n-asculți? Dacă n-asculți, trebuie să-l calci în picioare. Trebuie să-l calci în picioare, pentru că el spune: nu fă asta, iar tu te-ai hotărât să faci și trebuie să-l calci în picioare și se transformă în vrăjmașul tău. Mă gândesc la citatul acela care spune: orice păcat aduce la tăcere vocea Duhului Sfânt. O calcă în picioare. E interesant. Cain a făcut lucrul ăsta. Cain s-a hotărât să lupte împotriva prietenului său cel mai bun. Cain s-a hotărât să, datorită mâniei care era în el, nu s-a mai putut controla. N-a putut să stăpânească păcatul și a ieșit la câmp. Acolo l-a ucis pe Abel. În fața faptului împlinit, urmează discuția cu Dumnezeu, față în față cu Dumnezeu. Bun, acum ai păcătuit, da? Da. Ce-i de făcut? Și Domnul îi spune: uite, ești blestemat, izgonit din ogorul acesta, pământul acesta
strigă împotriva ta. Și Cain spune, Doamne, dar pedeapsa. Cu pedeapsa nu sunt de acord. Cum vi se pare, Cain? Adică el nu vine și spune, Doamne, așa de rău îmi pare că am făcut treaba asta. Așa de rău îmi pare că l-am ucis pe fratele meu. Te rog frumos, nu mai vine să trăiesc. Nu, el nu spune asta. El spune, știi ce, l-am ucis pe fratele meu, dar eu cu pedeapsa nu sunt de acord. Te rog eu frumos, e prea mare pentru mine. Nu ești drept. Adică tot el e ăla care îi spune lui Dumnezeu, fii atent, tu nu ești drept. Mă pedepsești prea tare. Ca în ziua de azi. Ca în ziua de azi. Nu suntem de acord cu pedeapsa lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce cere Cain? Ce cere Cain? Poftim? Ce cere? Păi ce, merita să nu ia viața? Și atunci ce cere? Zice așa, dă-mi o pedeapsă mai... Poftim? Mai ușoară, mai mică. Cum numiți asta? Negociere, dar cum numiți asta? El cere har. El cere har. El merită pedeapsa, așa cum a zis-o Dumnezeu. Dar el zice, ai milă de mine. Are Dumnezeu milă de el? Are? Îi spune, nimeni nu te va omorî. Îi dă Dumnezeu har? Îi dă. Ce face Cain? Ce face Cain? Asta este fantastic, fraților. Versetul 16. Cain a ieșit din fața Domnului. A luat harul, l-a băgat în buzunar și a plecat. Se numește cum? Ziceți mie, cum se numește? Se numește har ieftin pe de-o parte, sigur că da. Mulțumesc. L-a păcălit pe Dumnezeu. L-a păcălit pe Dumnezeu. L-a hoție, așa cum ziceți. A fost șmecher. A făcut pe pocăitul, corect? A făcut pe pocăitul. A pus mâna pe har. După ce a făcut lucrul ăsta, a plecat cu harul și a zis, ok, merge și așa. Și n-a mai avut nevoie de fața lui Dumnezeu nici o dată. Cum numiți asta? Fraților, cum se poate să ieși de la fața lui Dumnezeu? Cum se poate să nu-ți placă fața lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu? Cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat vreodată în viața asta este fața lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Cum se poate să nu-ți placă fața lui Dumnezeu, să pleci de acolo? Cum? Vă rog, observați lupta celui rău vis-a-vis de percepțiile noastre, vis-a-vis de modul de ce ne place și ceea ce nu ne place. Vă rog să observați cum lucrează. Și acum, Efeseni, capitolul 2, iertați-mă, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, zice așa, a căror minte necredincioasă a orbit-o cine? Dumnezeul veacului acestuia. Când Cain s-a hotărât să plece dinaintea lui Dumnezeu, când Cain nu i-a mai plăcut fața lui Dumnezeu, s-a produs ceva la nivelul minții lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune, s-a produs o orbire. Prin faptul că el n-a mai văzut lumina slavei lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Iisus Hristos, spune și versetul 6. N-a mai văzut fața Domnului Iisus Hristos ca fiind frumoasă. De cine a fugit Cain în momentul acela? A fugit de cel ce îi dăduse har. Cine era cel ce îi dăduse har? Domnul Iisus Hristos. În loc să-l vadă frumos, în loc să rămână cu el, Cain pleacă. Orbit. Nu-i mai place fața Domnului Iisus Hristos. Marea problemă a noastră, a oamenilor care fugim de fața lui Dumnezeu, este faptul că noi avem ceva cu Domnul Iisus Hristos. Nu ne place Domnul Iisus Hristos. Al cui ești? Dacă prin cedarea în fața ispitei
Iertați-mă, dar prin cedarea în fața ispitei, el, Cain, a fost adus sub stăpânirea lui Satan. Este vorba de Cartea Patriarhi și Profeți. Momentul Cain. Prin cedarea ispitei aparții cui? Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu există nimic care să ne treacă dintr-o tabără în cealaltă tabără decât sau ca păcatul. Când cedezi în fața ispitei, ești al cui? Nu trebuie să, cum să vă spun, nu trebuie să-i spui nimic lui Satan. Nu trebuie să-i spui nimic lui Iisus Hristos. Nu trebuie să faci niciun gest. Să fie clar. Asta, așa stau lucrurile. Ori, lucrul ăsta s-a întâmplat cu Cain. El a schimbat tabăra, el a devenit orbit de Satan, nu i-a mai plăcut Domnul Iisus Hristos și mai mult decât atât nu s-a mai simțit bine în biserica lui Iisus Hristos. Orbirea se face de către alt duh. Orbirea. Efeseni 2:2 zice... Cel ce lucrează în fiii neascultării este Domnul Văzduhului sau a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cine lucrează la mintea necredincioasă? Duhul. Într-un moment omul este plin de Duhul lui Dumnezeu fără măsură, în alt moment un alt Duh ia în stăpânire omul, îi orbește mintea și îl face să gândească cu totul diferit. Ioan 14 cu versetul 17 vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind Duhul adevărului pe care lumea nu-l mai poate primi. De ce Cain nu s-a mai întors înapoi? Pentru că lumea, pentru că firea noastră nu poate să primească Duhul lui Dumnezeu, să fie foarte clar. Și spune mai departe, versetul 17, pentru că nu-L cunoaște firea pământească construită de către celălalt Duh, nu mai poate recunoaște Duhul Sfânt și luptă împotriva Lui ca fiind cel mai mare vrăjmaș. Nu-L cunoaște și nu-L vede, în sensul că nu-i înțelege identitatea. Roman 14 cu 7 spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și Duh Sfânt. Sunt lucruri incompatibile. De ce nu înțeleg, de ce nu cunosc pe Duhul Sfânt? Pentru că marea majoritate a oamenilor, firea noastră, este obișnuită cu mâncare și băutură. Lucrurile firești, lucrurile extrem de joase ale existenței noastre sunt cele care ne condiționează. Zice că noi umblăm după mâncare și băutură. Pe când Dumnezeu vine, ne dă neprihănire, pace, bucurie și Duhul Sfânt. Observați, Duhul Sfânt este total incompatibil cu lucrurile după care umblăm noi. Mâncare și băutură. De asta cel firesc nu poate înțelege niciodată lucrurile duhovnicești. Și de asta, în momentul în care Dumnezeul lor a devenit pântecele lor, asistăm la o înstrăinare a omului față de Duhul Sfânt, în așa fel încât nu-L mai cunoaște, nu-L mai recunoaște și nu-L mai poate primi. Lumea asta nu-L mai poate primi. 1 Corinteni 2:14 spune că omul firesc nu primește pe Duhul Sfânt pentru că Duhul Sfânt este pentru el o nebunie. Auziți? Duhul Sfânt este o nebunie pentru omul firesc. Așa de departe ne-am înstrăinat, atât de mult am căzut. Duhul Sfânt seamănă cu o nebunie. Consecință? Sigur. Urmașii lui Cain s-au numit, ziceți, ajutați-mă. Cain, care a ajuns să nu-L mai poată primi,
să fie total în dezacord cu Duhul Sfânt, să-L numească nebunie, să nu se mai poată supune Duhului Sfânt și nici să nu vrea să se supună. Cain dă naștere la o sămânță de oameni. Cum se numește? Se numesc fiii oamenilor. Spre deosebire de fiul lui Dumnezeu. Fraților, este un nou mod de existență pe pământul acesta. Satan a inventat omul numit fiii oamenilor. Care nu mai au prea mult de a face cu Duhul Sfânt. Care nu-L văd pe Duhul Sfânt ca prietenul lor, ci-L văd pe Duhul Sfânt ca fiind dușmanul lor. Satan are acces în felul acesta la oameni aproape fără limită. Zic aproape pentru că aduceți-vă aminte de primul citat care spune că Dumnezeu a pus vrăjmășie totuși. Și cumva, prin anumite mijloace, adică prin Duhul Sfânt, omul se mai împotrivește acestei vrăjmășii, acestei lucrări a celui rău. Dar trebuie avut grijă că această vrăjmășie se diminuează din ce în ce mai mult și înlocuită cu altă vrăjmășie, cu cealaltă vrăjmășie, adică vrăjmășia față de Dumnezeu. Și ne apropiem de un punct al istoriei în care Dumnezeu spune: Duhul meu nu va mai lucra, nu va mai lupta împotriva sau cu omul. Trebuie avut grijă. Despre momentul acesta, în istorie, se spune că după ce Cain a ieșit dinaintea Domnului și a fugit dinaintea lui Dumnezeu, spune că l-a dat naștere unei omeniri în care gândurile lor au fost îndreptate numai spre rău. Și momentul imediat următor a fost care? Momentul imediat a fost îndepărtarea Duhului Sfânt. Oamenii au înfrânt Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a fost dat afară și o lume fără Duhul lui Dumnezeu, spuneți, o lume fără Duhul lui Dumnezeu nu poate să existe. Și momentul imediat următor a fost potopul. Gata. Interesant este că Dumnezeu a mai găsit niște rămășițe în toată lumea asta nebună, fără Duhul lui Dumnezeu, și rămășițele astea le-a adunat, le-a pus într-o corabie. A fost Noe și casa lui, oameni peste care Duhul Sfânt încă mai avea acces, încă mai avea putere. Rămășița, rămășița. Nu uita, tu și cu mine am dorit să fim rămășițe dintr-o altă lume, din lumea asta de dincoace de potop, care și ea se îndreaptă spre același moment. Cain. Uitați-vă bine la Cain și cum a luptat el împotriva lui Dumnezeu, pentru că situația sau istoria se repetă. 2. Vom merge cu subiectul acesta cât vom putea. Bănuiesc că nu-l vom termina. Dar momentul al doilea pe care vreau să-l supun atenției dumneavoastră este un moment asemănător cu primul, adică momentul Cain. Este un moment care este după potop, dar este un moment extrem de bine conturat pe care Dumnezeu ni-l aduce la cunoștință ca să ne dea de gândit. Se numește momentul Icabod. Icabod. Este vorba de același traseu. Decadența omului. Cain, l-am discutat înainte. Icabod este același traseu din alt punct de vedere. Icabod înseamnă s-a dus slava. Primul moment a fost s-a dus prezența lui Dumnezeu. Cain a ieșit din fața lui Dumnezeu. Aici, la Icabod, însă, este vorba de slavă. Ce înseamnă slavă? Ce înseamnă slavă? S-a dus slava. Ce înseamnă? Înseamnă valoarea. Valoarea supremă pe care un om sau un popor o are.
Și la un moment dat în poporul Israel s-au spus cuvintele acestea. Și anume, s-a dus slava din poporul Israel, s-a dus, gata, poporul ăsta nu mai are nicio slavă. Ce a rămas? Ce a rămas? Le-a păsat? Le-a păsat? Nu le-a păsat. Haideți să ne aducem aminte. A fost o bătălie? Exact. Se întâmplă în 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 21. A fost o bătălie? Chivotul lui Dumnezeu a fost adus în tabără? Israeliții au fost înfrânți? Cu Dumnezeu acolo au fost înfrânți? Dumnezeu a fost luat? Chivotul a fost dus? Și în momentul acela, soția unuia dintre fiii lui Eli, care a dat naștere, i-a pus nume copilului ei, Icabod. S-a dus slava. Când chivotul s-a dus, ea a zis, s-a dus slava. Vreau să vă întreb, câți au observat lucrul ăsta? În tot poporul. Câți au observat? Un om. Unu. Această femeie a zis, s-a dus slava. Ceilalți? S-au dus cumva să aducă chivotul înapoi? Vreunul? Citiți mai departe, vă rog. Veți găsi Israelul ocupat cu secerișul, cu strângerea grânelor, cu umplerea hambarelor, dar niciunul nu și-a pus problema unde-i slava. Întrebarea mea este, cum e posibil să stai și să nu bagi de seamă că ți s-a luat slava? Trăiești ca și înainte, fără slavă. Tot atât de bine, fără slavă. E posibil? Tot atât de bine ca înainte. Îți seceri grâul, îți culegi strugurii, îți faci case, n-ai nicio problemă. Cine are grijă de slavă? Cine? De n-ar fi adus Dumnezeu chivotul înapoi, istoria slavei poporului Israel s-ar fi terminat acolo. E corect? Corect. Câteva texte ajutătoare în ceea ce privește slava. Ieremia 2:11. La întrebarea cum de-au mai putut să trăiască fără slavă, auziți răspunsul. Poporul meu și-a schimbat slava cu o altă slavă. Ăsta e răspunsul. Și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. E adevărat că nu e niciun ajutor, dar e tot o altă slavă. Scriptura vorbește despre slava aceasta ca fiind slavă deșartă, fără conținut, fără realitate, fără nimic. Dacă la primul punct în cazul lui Cain avem de a face cu orbire, aici avem de a face cu înlocuirea slavei adevărate cu o pseudoslavă. Înlocuirea slavei lui Dumnezeu. Cum de pierdem din vedere Duhul Sfânt? Simplu. Duhul Sfânt este înlocuit cu altceva. Cu un alt spirit. Omul nu rămâne gol. Că dacă ar rămâne gol, tot ar fi bine. Ar simți golul, ar flămânzi după Dumnezeu, s-ar duce înapoi și ar cere, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt înapoi. Dar când golul are loc, omul nu rămâne gol. Cum e cu casa curată? Cum e? Rămâne goală? Nu. Se umple cu ce? Cu un alt duh. De niciun ajutor, de niciun folos, dar slava originală și autentică se înlocuiește cu altă slavă. Se pare, din nefericire, că omul este mulțumit cu slava asta deșartă și o ia ca fiind slava autentică. Auziți dumneavoastră Ieremia 2:5.
Prima dată am citit Ieremia 2:11, acum Ieremia 2:5. Oamenii sau poporul meu au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Băgați de seamă, cum e slava, așa e și popor. Asta e problema. Media, vă rog frumos, citatul 4 și 5. Patriarhi și profeți, pagina 67. Lui a fost arătat că în timp ce sacrificiul lui Hristos avea să fie suficient de valoros pentru salvarea întregii omeniri, mulți aveau mai degrabă să aleagă o viață de păcat decât una de pocăință și ascultare. Crimele aveau să crească în succesiunea generațiilor și blestemul păcatului avea să apese din ce în ce mai greu asupra neamului omenesc, asupra animalelor și asupra pământului. Se retrage Duhul Sfânt și locul este luat de o altă istorie. O altă istorie. Zilele omului aveau să fie scurtate datorită blestemului păcatului. El avea să decadă în statura sa fizică, în ceea ce privește puterea de rezistență și puterea morală și intelectuală, până când lumea va fi plină de tot felul de necazuri și mizerie. Prin satisfacerea apetitului și pasiunilor, oamenii vor ajunge incapabili să mai aprecieze marile adevăruri ale planului de mântuire. Cu aceasta trebuie să lupte Duhul Sfânt. Cu această istorie trebuie să lupte Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt n-avem nicio șansă, frații mei. Vorbim în momentul ăsta despre faptul că singura șansă a poporului rămășiței și a bisericii din timpul de astăzi este întoarcerea la căutarea Duhului Sfânt. Istoria omenirii este de fapt o istorie a luptei împotriva Duhului Sfânt. Aș vrea să ne grăbim. Romani 1:21-23. Procesul înlocuirii. Am zis, slava este dată la o parte datorită faptului că este înlocuită. Cum e înlocuită? Romani 1. Este extraordinar. Este extraordinar. Romani 1. De la versetul 21-23. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. L-au cunoscut? Sigur că da. În plinătatea Lui. Duhul Sfânt le-a fost dat fără măsură, nelimitat. Nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Vreau să vă să observați un lucru. Duhul Sfânt are de-a face cu două nivele ale personalității noastre. Cu mintea și cu inima și cu emoțiile noastre. Amândouă au fost afectate de păcat. Spune așa, s-au dedat la gândiri deșarte și inima a ajuns fără pricepere. Amândouă au fost afectate. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, slava Dumnezeului nemuritor, slava despre care vorbim acum, au schimbat-o cu, într-o icoană care seamănă cu omul muritor, în primul rând, apoi cu animale, apoi cu dobitoace cu patru picioare, din ce în ce mai jos. Din ce în ce mai jos. Omul nu poate trăi fără slavă, dragii mei. Dar o înlocuiește. O înlocuiește cu umanismul secular slava omului muritor. Și facem orașe, și facem realizări extraordinare, și intrăm în inginerie genetică, și vorbim despre lumea atomică, și vorbim despre cucerirea spațiului, și ne facem tot felul de vise. Omul poate orice, slava umană. Apoi vorbim despre instinctele noastre atunci când coborâm la nivelul animal și omul nu mai are rușine. Slava lor stă în rușinea lor. Și omul coboară până acolo încât Dumnezeul lui devine
pântecele și coboară mai jos până la târătoare și până la tot felul de modele pentru ca slava lui Dumnezeu să fie înlocuită. Fraților, nu numai la nivelul minții, Dumnezeu ne-a ajutat să înțelegem că noi pierdem slava și la momentul fizic, sub aspectul fizic. Aș vrea să vă aduceți aminte că a existat o pierdere fizică a slavei. Omul când a fost aruncat afară din grădina Edenului, a ajuns cum? Gol. Și a trebuit să-și facă șorți din frunze. A pierdut slava? Sigur că da. A înlocuit-o? Cu ce? Cu costumul. Cu costumul. Cu pietre, cu diamante, cu inele, cu brățări, cu tot ce vreți. Bijuterii. A înlocuit slava. Încercarea de a nu mai vedea golul, de a nu-l mai simți și a-l umple cu tot felul de alte lucruri. Încercarea de a fi frumos, atât de frumos încât să semeni cu slava care ai pierdut-o, să nu mai ai nevoie de fața lui Iisus Hristos, să nu mai ai nevoie de Duhul Sfânt, să fii suficient pentru tine însuți. Mai poate Duhul Sfânt lucra în condițiile astea? Mai poate? Întrebare. Au schimbat slava lui Dumnezeu cu ceva fără de folos. Le-a părut rău? Le-a păsat? Nu. S-au simțit bine. S-au simțit bine. Recapitulez. Cain a respins prezența divină. Icabod a respins slava lui Dumnezeu. Ultimul gând, Psalmul 51:11. Speriat de această realitate a lucrurilor, văzând situația, David se roagă: nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Fraților, e reală acest pericol? E real sau nu? Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Geneza 6:3. Duhul meu nu va mai lupta cu omul. Voi care ați fost creați să vă împotriviți până la sânge împotriva păcatului. 2. Matei 23:38. Iată, vi se lasă casa pustie. Voi care erați un templu al Duhului Sfânt. De asta ați fost creați. 3. Romani 1:28. I-a lăsat în voia minților blestemate. Voi care ați fost creați să aveți gândul lui Hristos. Vedeți distanța? Enormă. Enormă. Ne-a păsat? Ne-a durut? Vorbim de pocăință? Am rezolvat problema noastră cu Duhul Sfânt? Să nu uitați! Duhul dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Ioan 6:63. Cât valorăm fără Duhul Sfânt? Poftiți? Nimic. Cât valorează pocăința fără Duhul Sfânt? Nimic. Nici nu poate fi pocăință. Ne-am pocăit? Verificați. Roman 7:18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Vreo șansă? Ioan 15:5. Despărțiți de bine, nu puteți face nimic. Efeseni 2:1. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Fără Duhul Sfânt ni se anunță moartea omului
Moartea oricărei culturi. Degeaba încercăm noi să facem culturi înfloritoare fără Duhul Sfânt. Nu funcționează. Nu puteți face nimic fără mine, spune aici. Cultură fără Duhul Sfânt nu există. Sau dacă este, este o cultură a răului, o non-valoare. Și apoi erați morți în greșelile voastre. Tot ceea ce facem, facem greșit. Tot ce facem, facem greșit. Facem pădos. Vreau să fac binele și răul e lipit de mine. Și tot ceea ce faci e o imensă greșeală. Astfel încât te trezești la un moment dat că nu ești altceva decât un mort care înmulțești moartea, deșeurile, fără Duhul Sfânt. Am făcut această incursiune, frații mei, pentru a înțelege doar atât. Avem nevoie de o nouă viață, avem nevoie de un alt duh, avem nevoie de o altă experiență. Haideți să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Și acum aș vrea să închei cu următorul citat. Citat care l-am avut deja, dar vreau să-l mai avem o dată. Vă rog frumos, media. Ajutați-mă cu ultimul citat. Îmi place și asta. În toate veacurile au fost oameni care au pretins că au drept la binecuvântările lui Dumnezeu în timp ce ne socoteau poruncile sale. Foarte interesant lucrul acesta, dar trecem peste. Inima omenească nu va cunoaște niciodată fericirea până când nu îi se va încredința lui Dumnezeu pentru a fi modelată de Duhul Sfânt, care face ca sufletul înnoit să semene cu modelul, adică cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vreți să fiți fericiți? Haideți să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să cântăm împreună, frații mei, și apoi să ne rugăm. Cântarea noastră de încheiere a acestui moment, acestei meditații, în care ni se aduce aminte că în ciuda istoriei vrăjmășiei noastre față de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire infinită. Și că în momentul ăsta e gata, ca în ciuda atitudinii noastre, să ne facă fericiți, să ne dea înapoi slava, să ne facă să stăm în fața prezenței sale, pentru ca Duhul Sfânt să lucreze o altă viață în noi. Vă invit să cântăm.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus, prin care am fost răscumpărați din felul nostru de șert de viețuire. Îți mulțumim pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos ai pus la dispoziția noastră persoana Duhului Sfânt, care să lucreze pentru noi ca un prieten al nostru. Îți mulțumim, Părinte, pentru că prin Duhul Sfânt ne poți da înapoi slava pierdută. Ne poți da înapoi prezența divină sub care am fost destinați să trăim. Îți mulțumim pentru că prin Duhul Sfânt ne-ai promis că vom avea biruință deplină asupra oricărui păcat în viața noastră și vei reface în poporul tău acea rămășiță cu care te vei prezenta în ceruri înaintea Tatălui. Venim înaintea ta să te rugăm să ne deschizi mintea și sufletul pentru că aceste adevăruri extraordinare în legătură cu Duhul Sfânt să ne facă să iubim Duhul Sfânt. Să-i apreciem prezența și lucrarea. Să ne ajuți, Părinte, să nu mai fim vrăjmași lucrării Lui și să fim vrăjmași păcatului. Să transform biserica Ta, Doamne, într-un loc al locuirii Duhului Sfânt. Și Tu care ai pus în mijlocul bisericii Tale Duhul Tău cel Sfânt, să poți duce această biserică până la porți în împărăția Ta și să ne treci dincolo pentru a trăi împreună cu Tine o veșnicie întreagă. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Pocăiește-ne, Doamne. Primește pocăința noastră în numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt. Amin.